Dicționar creștin ortodox. Harismă. Acest cuvânt este de origine greacă și înseamnă dar. În teologia creștină, acest termen se referă la darurile duhovnicești sau la darurile Duhului Sfânt. Cuvântul harisma vine de la verbul harizome, care înseamnă a da ceva fără plată. La rândul său, acest verb este legat de cuvântul haris, tradus în limba română prin cuvântul har. Termenul harisma e folosit de mai multe ori în Noul Testament. Potrivit apostolului Pavel, darurile împărțite de Dumnezeu credincioșilor sunt diferite, dar prin toate aceste daruri lucrează același Duh Sfânt. Unii credincioși au darul înțelepciunii, alții vorbirea în limbi, alții darul vindecărilor. Și fiindcă toți credincioșii sunt mădulare ale aceluiași trup, toți trebuie să slujească unii altora, fiecare cu darul pe care l-a primit de la Dumnezeu pentru o bună conviețuire a întregii comunități creștine. Dicționar creștin ortodox.